Se fac ultimele pregătiri pentru sezonul rece și la grădina zoologică din Craiova. Înainte de apusul soarelui, îngrijitorii merg și aprind focul în sobele din Cuști. Maimuțele, păsările exotice, dar și leii sunt privilegiați. An de an, în anotimpul rece, îngrijitorii au grijă ca din meniul animalelor să nu lipsească alimentele care au multe proteine și vitamine. Cei doi lei sunt privilegiați. Au aeroterme în Cuști, dar nu sunt singurele animale răsfățate de la grădina zoologică din Craiova. Cum o pregătiți de iarnă? În primul rând, asigurându-i necesarul de hrană și tot ceea ce are nevoie privind alimentația și, în al doilea rând, condițiile la interior. Căldură asigurată de panourile radiante, paie și fân pus pe padocul de lemn, iar pe hol, pentru a îmbunătăți temperatura din cadrul locației, avem niște tunuri de căldură care sunt pornite. De ce bagi iarule? În fiecare iarnă, animalele sunt privilegiate. O spun chiar și localnicii. Ați venit cu copilul la ei să vedeți animalele? Venim în fiecare zi. Știți că în perioada aceasta li se asigură mai multă căldură? Cum credeți că rezistă ele la temperatură? Păi rezistă, au cuște aceea. Rezistă, da. Ele în fiecare an sunt în perioada rece, sunt închise. Le asigură căldură în fiecare an. Le vizitați des? Da, de două ori pe zi. De leu este încântat. S-au obișnuit, venim în fiecare zi, stăm foarte aproape de parc. În prezent, grădina zoologică din Craiova deține 32 de specii, aproximativ 240 de exemplare de păsări și animale, dintre care o singură femelă tigru. Dar reprezentanții grădinii zoologice poartă discuții pentru creșterea numărului de animale și păsări.